s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel. Ferice de cei săraci în duh, că cea lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, că ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, că ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că ei vor fi săturați. Fericit de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Fericit de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Amin. Vă rugăm să ocupați locurile pentru tot ce a fost și va fi și mai departe. Vreau ca numele Domnului să fie slăvit și lăudat. Iubiți creștini, iubiți frate și surori, iubiți prieteni. Întotdeauna când ne strângem la închinare este un har, pentru că aici ne putem întâlni cu cel care a spus acolo unde sunt doi sau trei, adunați în numele meu, sunt și eu prezent. O dat cineva mâna cu domnul Ponta acum câțiva ani, cred că un an după aceea la toți au spus că o mâna cu Ponta. Era tare bucuros, era tare fericit. Noi în fiecare zi, așa cum spunea cântarea, dăm mâna cu el. O zis salmistul, tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu pașii tăi până în slavă. Slăvi să fie numele Lui. Vreau astăzi să ne oprim, iubiții mei, la una din aceste fericiri pe care le-am citit. Una din cele mai frumoase predici pe care o veți găsi în Biblie este predica de pe muntea Domnului Isus Hristos. Ea este, de fapt, opusul și contrarul a tot ce spuneau oamenii vremei. De exemplu, oamenii vremei spuneau ferece de cei care râd, care sunt bine dispoși. Și vine Iisus și spune ferece de cei ce, ce plâng. Ori de câte ori verși o lacrimă. Pentru Domnul, pentru durere, pentru necazul prin care treci, pentru un copil pentru care mijlocești, pentru dor după Isus. Să știi că tu ești fericit, poate nu în ochii lumii, dar ești în ochii Lui. Cei din vremea aceea, ca și cei din vremea noastră, spuneau ferește de cei care sunt puternici, star pe poziție. Spune Domnul aici, de cei blânzi. Blânzi. Nu știu dacă vă mai luptați cu blândețea. Să știți că de țigări scap ușor. De nervi îți trăbăzești de ani. Blândețea e o calitate foarte frumoasă și foarte importantă. Spune Petru, un duh blând și liniștit care este de mare, preț. Acum, nu e, nu, e ușor, nu e, greu să fii blând când îți intră salarul. Vezi? Dar să fii blând când cineva te supără, te enervează, nu e un lucru ușor. Iubiții mei, în această seară vreau să mă opresc la versetul 8, Matei 5 cu 8. Ferice de cei cu inima curată. Deci ei vor vedea pe Dumnezeu. Nu știu ce vă doriți cel mai mult în viața aceasta. Eu îmi doresc să-L văd pe Iisus Hristos. Și aș vrea, cum o zis Iov, să-mi fie binevoitor. Iubiții mei, în, inimă, în Biblie, inima se referă la sentimente, rațiune, la voință. Și acolo unde spune de cele mai multe ori în Biblie cuvântul inimă, de cele mai multe ori se referă la sediul central al deciziilor noastre, al simțurilor noastre. Vreau astăzi să ne uităm care sunt, în prima parte, mesajului stările inimii în relație cu Dumnezeu. Și prima dată aș vrea să amintesc despre o inimă pe care nu mi-aș dori să o aibă nimeni de aici. Se numește Inima Împietrită. Exod 7:13. Biblia spune despre Faraon, Exod 7:13, inima lui Faraon s-a împietrit și n-a ascultat de Moise. Bineînțeles că nu se referă la acest organ la acest mădular care bate de 115.000 de ori în 24 de ore. Acest mădular o continua să bată pentru Faraon. Însă sentimentele lui, voința lui, s-au împietrit în fața cuvântului lui Moise și a lui Aron și bineînțeles în fața cuvântului lui Dumnezeu. Și uitați ce spune mai departe, inima lui Faraon s-a împietrit și n-a ascultat de Moise și de Aron după cum spusese Domnul. Cea mai simplă verificare astăzi referitor la inima ta este să vezi dacă asculți de ce spune Domnul. O inimă împietrită întotdeauna își planifică viața în așa fel încât să nu asculte de Dumnezeu. Iubiții mei, să știți că aici nu e vorba de cineva care nu cunoaște. Aici e vorba de cineva care nu vrea. Frank Ture, unul din cei mai mari apologeți creștini contemporani cu noi, la ora actuală, merită să-l ascultați dacă știți limba engleză, l-a întrebat pe un ateu care tot punea întrebări la nesfârșit. O zis, dacă îți demonstrez că și creștinismul este adevărat, te pocăiești? Și ateu o zis, niciodată. Înseamnă că problema la tine nu e o problemă de argumente, ci e o problemă de voință. Iubiții mei, spune Biblia în Ezechiel 3 cu 7, dar casa lui Israel nu va voi să te asculte, pentru că nu vrea să mă asculte. Ezechiel 3 cu Căci toată casa lui Israel are fruntea încruntată și inima împietrită. Uitați-vă acolo dacă puteți sublinia în mintea dumneavoastră. Nu vrea să mă asculte. Cât de dispuzi ești în această seară să asculte Dumnezeu? Mă uit la copiii mei când îi trimis să facă curat. Încă nu mi s-a întâmplat să meargă slăvind pe Domnul și cântând cântări de laude, să fac să spele vasele. În momentul când copilul merge să facă ceva ce nu-i place și ceea ce îi spune tata sau mama, el trebuie să calce peste voia lui. Vedeți, dumneavoastră, foarte mulți creștini n-au o problemă că nu cunosc voia Domnului. Foarte mulți creștini au o problemă că nu vor să facă voia Domnului. Nu putem să spunem că trăim într-o Românie care habar n-are de ce vrea Dumnezeu de la, de la noi, nu? Ortodox, catolic, baptist, pentecostal, ce vreți dumneavoastră, ostași? Într o Într-o măsură mai mică sau mai mare, toți știm ce vrea Dumnezeu de la noi. Însă problema nu e dacă a ști, problema e dacă vrei, dacă dorești. O îmi pietete, iubiții mei, nu dorește să fie schimbată, nu dorește să asculte. Și spun ceva foarte important. Am spus și la Maranata în urmă cu două săptămâni, dacă nu creșteți tot aici în oradia. valorile pe care le ai determină deciziile pe care le iei. Și deciziile pe care le iei determină niște consecințe. De exemplu, eu nu vreau să ascult de Dumnezeu. E alegerea mea. Dar cât de mare o să fie flăcările în ea, nu mai pot să controlez consecințele nu le pot controla, eu pot controla doar deciziile. Stăteam cu soția la masă astăzi și îmi spunea despre un tânăr, acum are vreo 70 de ani. Când era tânăr, era un băiat atât de mândru că nu puteai să-i ajungi la nas. Numai dacă te urcai pe scară. Acum, un băiat mândru nu o să-și ia o fată zmerită niciodată. și a luat totul cu coană, mândră și ea, aia după câtva timp l-o lăsa și o plecat cu altcineva. O trecut viața peste omul ăsta. După câțiva ani bun, Dumnezeu l-a trecut printr-o zdrobire foarte mare. O căzut de undeva de la înălțime și a trecut în multe greutăți. Acum e un om smerit și simplu. Numai că ar da orice să dea viața înapoi și să facă alte alegeri, dar nu mai poate. Le spuneam copiilor mei aseară la timpul de părtășie, am învățat cu ei și eu și ei un verset din Biblie și vreau să-l învățăm astăzi cu toții. Nu știu dacă la vreo școală dominicală s-a dat versetul ăsta de aur vreodată. Proverbe 30 cu 32. Proverbe 30 cu 32. Dacă mândria te împinge la fapte de nebunie și dacă ai gândurile, și ieri în fața copilor am pus mâna la gură. Și am zis, dragi copii, când mergeți la școală și vedeți că sandwich-ul vostru e mai bun decât al altul și vrei să te scoți în evidență sau haina care o ai, sau pixul tău, că unii nu se ceartă de la tiruri, ci de la pixuri. Zic, Lucas, pune mâna la gură. Dar el de acum stau așa atât de pauză acum mâna la gură. Dic, mă, stai până asta ce mândria. Până asta ce mândria. Iubiții mei, să știți că întotdeauna dintr-o inimă curată vine smerenia și dintr-o inimă mândră vine răutatea. Un om care își bate joc de altcineva, un om care vorbește de sus, întotdeauna lucrul ăsta vine din mândrie. Și mândria vine dintr-o inimă care nu face loc cuvântului lui Dumnezeu. 2. O a doua stare a inimii în relație cu Dumnezeu este în doi împărați 10 cu 30. Domnul a zis lui Iehu, pentru că ai adus bine la îndeplinire ce este plăcut înainte mea și ai făcut casei lui Ahab tot ce era după voia mea, fii tăi până al patrulea neam vor ședea pe scaunul de domnie al lui Israel. Și au zis continuare. Totuși Iehu n-a luat seama să umble din toată inima lui în legea Domnului și nu s-a abătut de la păcatele în care tărâsă eroboam pe Israel. Știți care era durerea lui Dumnezeu acolo și care e durerea Domnului în zilele noastre pentru mulți oameni? Măi, nu poți să zici că sunt pietriți, că vin la biserică. Mai dacă e un eveniment, dacă mai faci un banner, îmi spunea cineva așa de gris, dacă făceai banner, făceai istorie, veneam și eu. Mă zic, când o să fie răpirea noastră, să nu înțelegi unde. Să știi. Nu poți să spui că oamenii ăștia atei. Dar știți ce poți să spui despre mulți oameni? Au inima schimbată numai parțial. Parțial. Eu, el doi cu 12, spune domnul aici, chiar acum, zice domnul, întoarceți-vă la mine cum? Cu toată inima, cu post, cu plânset și cu bocet. Un bărbat se ruga cu pastorul său lângă Amvon s-a rugat o rugăciune pe care păstorul o mai auzise de multe ori înainte. Și a auzit cum suna rugăciunea. Doamne, scoatele pânzele de păianjen din viața mea. Spunea bărbatul. La care păstorul a zis, omoară păianjenul, Doamne. Omoară. Știți, Arhimede, dacă nu greșesc, a spus așa, înainte să vindești pe cineva de boala pe care o are, întreabă dacă e gata să se lasă de ceea ce i-o provoca boala. Citeam despre un om care era la, la dietă și uneori e bine să fii și la dietă, să fii atent cu mănânci, cât mănânci. Și când o pleca de acasă, el o zis, renunț la dulce pentru mai multe luni de zile, când o pleca de acasă, o zis, Doamne, eu pun un semn. Că drumul lui trecea pe lângă o cofetărie și mergea în centru. Dacă în fața cofetăriei nu este loc de parcare, eu nu mă opresc, Doamne. Și el spunea mai târziu, așa, a opta oară când am căutat, am găsit loc de parcare. Vedeți, dumneavoastră, exact așa sunt mulți creștini. Au dorința, dar nu fac pașii ca să se împlinească acea dorință. iubiți mei, dacă vă veți uita la oamenii care ajung pe Everest, niciunul nu merge cu elicopter acolo. De ce? Dacă merg cu elicopterul, nu se pune. Nu-i suficient să ai o țintă. Vreau să mă schimb, vreau să mă apocăiesc. Trebuie să faci niște pași. Și ascultați-mă, dacă ai mers pe Everest și ai mers până la 3000 de metri, nu te pune nimeni lângă o medalie. Trebuie să atingi ținta. Și n-ai cum să atingi ținta de a vedea pe Dumnezeu cu o inimă schimbată parțial. Parțial. Trei. Și aici am vrut să ajung. O a treia stare a inimii în relație cu Dumnezeu este inima curată, curată. Inima care este curățită prin jertfa Domnului Isus Hristos și prin pocăință. Acum vreau să vă spun că a face curată una, problema surorilor cu noi bărbați, știi care e? A menține curățenia. Și mai ales cu copiii. I-am pus seară la masă și Elisa, noi avem două fete mai mari, 12 ani, 10 ani jumate, o săptămână e una cu vasele, a doua săptămână e altcineva. Sper că acum fetele nu spun, mă, cine o a trimis pe ăsta aici să dea idei la maica mea? Știți? dar o săptămână e una, o săptămână e alta. Și ne spunea Elisa seara, vă rog să nu murdăriți multe farfurii, faceți cumva și mâncați de încât mai puțin, că am spălat de vreo două ori vasele astea. Ce spunea de fapt Elisa? A face curat e una, a menține curățenia de fapt e dorința, finala, nu? Iubiții mei, în Matei 15 cu 19, Domnul Iisus Hristos foarte atent ne spune care sunt lucrurile care murdăresc inima. Auziți! Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mă mărturiile mincinoase, hulele. de te rog mai departe. Iată lucrurile care spurcă, este un cuvânt mai vechi. Dacă intrați pe internet în dicționarul explicativ, a spurca înseamnă a murdări. Iată lucrurile care murdăresc pe om. uită-te în această seară și vezi, ai vreun lucru din, aceasta, din acesta în inima ta? Pentru că, iubiții mei, curăția, curățirea este un eveniment, păstrarea curăției este un proces. De aceea noi venim joi la biserică, marți, de exemplu, la Deva, noi avem rugăciune și pola că și voi aveați. Duminica dimineața, duminică seara, avem ce cauză? că umblând în lumea aceasta vrem să ne păstrăm curați. Acum e diferență între omul care merge pe în șanț și omul care merge pe trotuar și îl stropește o mașină. E mare diferență. Un producător de săpun și un pastor mergeau împreună pe o stradă dintr-un oraș mare. Iar producătorul de săpun a spus așa, degajat, către păstor, Evanghelia pe care o predici n-a făcut mult bine, nu-i așa? Uită-te, frate de ce? câtă răutate este în lume și câți mulți oameni sunt răi. Pastorul n-a răspuns nimic până când au trecut pe lângă un copil murdar care făcea plăcinte în noroi, cu noroi într-un șgheab. Profitând de ocazie, s-a uitat la fabricantul de săpun, la colegul lui și a zis văd că nici săpunul n-a făcut prea mult bine în lume. Căci este multă murdărie și mulți oameni murdari în jur. La care fabricantul de săpun a zis O, domnule pastor, săpunul este util numai atunci când este aplicat. La care pastorul zice, așa e și cu Evanghelia. Dacă o ții, dacă ții se punu pe raft, nu o să te curățești. Dacă ții Biblia pe raft, nu o să te curățești. Doamne, dă ne o inimă curată la fiecare. Mergem mai departe, iubiții mei, haideți să vedem împreună care sunt semnele unei inimi curate. Acum mai vreau să vă întreb, poți să mergi într-o casă și să-ți dai seama dacă e curată sau nu? Dar cum să nu-ți dai seama? Cea mai mare teamă a multor surori când avem o safire. Nevastă mi-a ne spus de la început, dacă ne-am căsătorit, nu cumva să mă aduci pe cineva pe cap să nu mă anunț. Nu pentru că nu-i curată, dar vin copii, sunt multe treburi și vrem în casa noastră să fie curată. Iubiții mei, ce vreau să subliniez? Nu pot să spui, eu sunt curat, dar nimeni nu știe din de asta că sunt curat. Nu, o inimă curată are semnele ei. În primul rând, o inimă curată înseamnă curățire sau curăție în gândire. Ieremia 4 cu 14. Curățește-ți inima de rău, Ierusalime, ca să fii mântuit. A, deci este, este legătură între curăție și mântuire, da? Da, este. Până când vei păstra gânduri nelegiuite în inima ta. Iubiții mei, 85% din informația care intră în mintea noastră vine prin ochi. Și Biblia spune, dacă ochiul tău este curat, tot trupul tău este plin de lumină. Dacă ochiul tău este dezastru, cu alte cuvinte, dacă informația care intră în tine este compromisă, ea îți va compromite toată gândirea, toată mintea. Din minte pornește totul, nimeni nu vorbește, nimeni nu face o faptă până când mai întâi nu o conștientizează n în seara aceasta să spunem, Doamne, dă-ne gânduri curate la fiecare. Vreau să subliniez un aspect aici, pentru că unii vor spune, dar de ce e așa important gândul? Eram copil, aveam acasă vaci, am crescut la marginea radului, obișnuiți cu munca de mici, ne-o prins foarte bine, dacă ți -e greu când ești mic, ți -e ușor când ești mare. Dacă ți -e ușor când ești mic, și spun asta și la copiii care eu am acasă, și dumneavoastră îi aveți, o să le fie tare greu când ești mare. Și mă uitam la mama, când mama punea laptele după ce îl strecura prin tifon, apoi îl lua și îl punea din vasul în care o strecurat, îl punea în sticlă. Și eu trebuia să iau sticla cu lapte și să mă duc la un restaurant din jur și să o vând. Și mă uitam la mama, întotdeauna spăla foarte bine pâlnia. Iubiți mei, vedeți, exemplul ăsta cu pâlnia și cu sticla e foarte relevant. O pâlnie murdară va compromite tot laptele care au fost curățit mai înainte. Imaginați-vă sticla personalitatea dumneavoastră, acțiunile dumneavoastră. Și pâlnia nu e altceva decât mintea. De aceea spune Biblia, orice gând să-l faci rob, originalul acolo pentru rob este captiv și stai cu sulița lângă el ca și un, pe un om care le-a luat prizonier de război. Și stai lângă el și el nu face ce vrea. Tu l-ai luat prizonier pe el, nu el pe tine. Te întreb astăzi, gândurile care vin peste mintea ta sau în mintea ta, te coordonează ele pe tine sau tu le coordonezi pe ele? 2. Curăție, iubiții mei, în vorbire. În vorbire. Nu poți să ai o inimă curată și glume proaste și cuvinte murdare. Eu sunt foarte atent la oamenii cu care stau de vorbă și într-un mod special la oamenii pe care îi ascult pe internet. Nu o să vă dau nume în seara aceasta. Dar fiți foarte atenți pe cine ascultați. Un om care nu are o viață în totalitate curată, întotdeauna va avea cuvinte la limită, glume cu două înțelesuri cuvinte murdare, va jigni. Îmi spunea cineva zilele trecute, mă, nemernicule, cum dă ți-ai ți -ai părăsit credința strămocească? Zic, nici nu mi-aș dori o credință care să-mi dea voie să zic nemernicule celui cu care n-am băut un ceai. Înțelegeți ce spun? Iubiții mei, Biblia spune în 2 Corinteni 2 cu 17 căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu. Dar cum poți să-l strici? Îți spui că ești pocăit și când dai drumul la gură, cum fac cei mai mulți, ci vorbim cu inimă curată din partea lui Dumnezeu. Mă vreau să vă întreb, omul cu inima curată se îndeletnicește cu bârfa? Mi-am auzit zvonuri că-s divorțat. Am întrebat-o pe soție. Ai băgat cumva divorțul? Nu știu mi-am auzit zvonuri că-s dat afară din biserică. L-am întrebat pe mi-a făcut proces verbal și n-am știut. Atâția oameni vorbesc una și alta. Iubiții mei, uitați-vă la Dumnezeu. Trei oameni trimiși din partea lui Dumnezeu al ajung la Avram și îi spun lui Avram, mergem până la Sodoma. Dar de ce mergeți? Am auzit o zis să ia trei oameni care erau soli de lui Dumnezeu, am auzit că acolo sunt păcate grave și vrem să pedepsim acele păcate și acei păcătoși. Dar au spus așa Dumnezeu prin cei trei. Mergem să să vedem. Iubiții mei, să ne ierte Dumnezeu de câte ori am spus niște lucruri pe care nu le-am verificat personal dacă spui în seara asta lucruri pe care nu le ai verificat personal înseamnă că ești mai mare decât Dumnezeu. Și asta e idolatrie. Dumnezeu a zis eu nu pedepsesc până nu verific. Ora au or auzit niște, niște, zvonuri până la mine. Și zis, Dumnezeu nu mă iau după zvonuri, mă duc să el nu va judeca după cele auzite. Nu așa spune despre Isus Hristos. În Grecia antică, citeam despre Socrate, era foarte apreciat pentru înțelepciunea lui omul acesta. Și un cunoscut al lui Socrate a venit la el agitat într-o zi și a zis, Socrate, știi ce am auzit despre unul din studenții tăi? Și Socrate îi spune, stai o clipă, înainte să-mi spui, aș vrea să treci prin testul celor trei site. Testul celor trei? Exact. Înainte să-mi spui ceva despre studentul meu, hai să testăm ce ai de gând să-mi spui. În primul rând, ești absolut sigur că ceea ce vrei să-mi spui este adevărat? Uh, 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 nu, de fapt am auzit și eu despre asta. Bun, a răspuns Socrate, deci nu știi dacă este adevărat sau nu. Acum hai să încercăm al doilea test, testul binelui. Ceea ce îmi spui este ceva bun? Uh, nu, din potrivă. Bună, continua Socrate. Deci vrei să-mi spui ceva rău despre un student, chiar dacă nu ești absolut sigur că e adevărat, corect? Așa e. Hai să mai punem un filtru, zis Socrate, filtrul utilității. Îmi este de folos? Mă zidește? Mă ajută ceea ce îmi spui despre studentul meu? Din potrivă, a zis omul, nu vă ajută cu nimic. Ei bine, a zis Socrate, dacă ceea ce vrei să-mi spui nu este adevărat, nu e nici bun, nici măcar util, de ce să mai spui? Poate că ar trebui până Oradea și până Deva să o umblăm cu străistice după noi. Dacă oamenii ne spun că suntem nebuni, nu problemă, dar măcar să știm că ce scoatem pe gură îi înțelepciune. M-a sunat într-o zi un bărbat din afara țării, frate, Cristă, dar abia m-a găsit numărul tău, vreau să spun ceva, zice. Ceva despre un proroc, un pastor și un diacon. Zic, hai să te întreb, să mă să spun, să spun ceva, zic. Înainte să intri în detalii. Uh, Deja parcă s-a făcut liniște la telefon. Zic că am acasă șapte copii. Avem trei tomberoane în fața la stradă. Le-am zis la ea, dar primărie să îmi dea patru, că la nouă persoane se mai strânge cu noi, n-ai ce să faci. Zic, eu știu că vrei să-mi spui ceva, dar în primul, în primul rând, e ceva bun? O să zic, dacă era bun, nu o să -mi minutele să spun ceva bun. Dau telefonia să-i și să spun ceva bun. Vedeți că pentru ceva bun nu ne consumăm minutele și pentru ceva rău intrăm pe cost suplimentar Să am satisfacția că i-am zis-o. Zic, hai să spun ceva. Nu mai am loc în tomberon, Îmi pare rău. Dar dacă vrei, îți dau numărul de la Retim. Nu știu la Oradea cine se ocupă, la Deva ei ies cu gunoiul. Zic că ăștia, ăștia mai au tamboron, am auzit, și mai împart. Cât e vrei, zic. Am închis telefonul. Știu că l-am supărat în ziua aceea. Iubiți-mă, mai să vă spun de ce n-am acceptat să mi se spună ceva rău despre păstorul acela, prorocul sau diaconul acela. În primul rând nu știam dacă e adevărat ce spune. Doi, de câțiva ani nu mai au nicio decizie fără să asculta ambele părți. Și trei, s-ar putea păstorul, diaconul sau prorocul să se fi pocăit de prostia pe care ăla o spune. Și eu să mă duc 30 de ani de acum înainte și să mă uit la păstorul ăla cu ochi murdari el și-a rezolvat problema cu Dumnezeu și eu am rămas tot cu impresie proastă. Vă rog astăzi din toată inima, filtrați-vă bine anturajul și prietenii. Și nu acceptați orice zvon. Am sunat un bărbat din Germania, frate Cristi, te rog să mă ierți. Zic, dar de ce? Nu, mai mai făcut nimica. Te rog să mă ierți. Dar zic, de ce, să te iert? Patru ani, zice, te-am judecat greșit că m-am bazat pe un zvon despre tine. Mă zic, eu nu am pierdut nimica. Tu ai pierdut patru ani. Și da, n-am mai putut asculta nicio predică de-a ta. Mă zic, asta e treaba ta. Eu am predicat mai departe. Vedeți cum ne prinde diavolul. Doamne, ai milă de noi astăzi. Iubiții mei, o inimă curată întotdeauna va avea o vorbire curată. Trei. Unde se mai vede inima curată? Hai să vă spun unde se vede. La servici. La servici. cea mai importantă valoare pe care noi avem în viață, iubiți tineri, văd aici mulți tineri, frasuri, ori prieteni, este caracterul nostru. Mașina o schimbi. Hainele le pui în dulap. Caracterul n-ai cum să zici, mă, îl pun pe omeraș acum. Mă culc fără el. Mă duc la mol fără caracter. N-ai cum. Poți să mergi fără șlap, zi, zii tenis. Dar fără caracter nu poți să mergi. Toată viața duci caracterul ăsta cu tine. Și acum, fiți atenți. Cea mai importantă latură a caracterului este integritatea. Vine băiatul în fața fetei și jură la învon aici. Îmi spunea o fată, frate Cristi, vorbesc cu un băiat, mă minte, zice, dar vreau să-l pun aici domnului. Să văd dacă e de la domnul. Zic că e de la domnul și era să spun care domn. Domnul Satana. Păi dacă zi un băiat care minte, când mergi la socri în vizită, mergi la diavolul. De ce? Orice om care minte îl are ca tată pe diavol. Iubiții mei, a fi un om integru e cea mai mare valoare de onorat. Ascultați-mă bine, poți să ai tatăl România să fie a ta dacă nu mă pot baza pe cuvântul tău. Eu de câțiva ani nu mai dau bani în primul la nimeni. Mai bine dau o sumă mică în numele Domnului, că știu că nu mai văd, dar măcar am o răspată. Decât să-i dau 1000 de euro și să-mi zic că în 29 februarie te sun. Păstă patru ani, mai auzăm. Când suni, abonatul nu poate fi contactat. Reveni, dacă păstă patru ani să revin. Când să revin? Că s o jurat pe tătii, că îmi dă săptămâna viitoare, că nu mai un pic are nevoie de... Și Și-au schimbat telefonul și o plecat. Știți de ce? că sunt puțini oameni astăzi. A fi om înseamnă a fi un om de cuvânt. Iubiți-mă, Psalmul 24 cu 4 spune Cel ce are mâinile nevinovate și inima Vedeți că n-ai cum să ai mâini care înșală pe altul și inima curată. Combinația asta merge la pachet. Inima curată, mâini nevinovate. Omul curat nu-și fură șeful la care lucrează. Nu trage chiulul la locul de muncă. Copiii, adolescenții, omul curat, nu se bucură că profa de rămâne bolnavă. Ce slăvit să fie Domnul și am scăpat de tează. Sunt eu Doamne în spital acolo. Dar n-ai cum, asta nu e un om cu inimă curată. Să Auziți ajuți. Auziți, se 3 cu 22. Nu știu dacă Pavel știa că o să fie camere video mai târziu. Dar Pavel spune ceva ce are legătură cu camerele video. Robilor, ascultați în toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești. Nu numai când sunteți sub ochii lor. Îmi spunea un patron, când mă apropii de magazin, toți iau mătura, unul mopul, când plec, mă, n-am vânzări, mă. Dar când ajung, tot să activi, tot să implicați, dar mie nu-mi vine nimeni în aragaz, toată ziua. M-am pus camere. Ei strigau pe TikTok, ce să vând aragaz. Dau pe telefon. Pavel a văzut lucrul ăsta. Pavel a văzut că de față cu omul, de față cu cel care ne dă un salar, de față cu cel care ne ajută cu ceva, suntem tentați să ne comportăm diferit. Și o zis, Pavel, dacă faci asta numai de ochii lui, n-ai o inimă curată. Spune Pavel în altă parte, tot ce faceți, să faceți ca pentru șeful. Nu, ca pentru Domnul, Doamne ajută-ne la asta. Mi-aduc aminte de un episod din viața noastră, ca și familie, eram copii acasă la părinți, aveam, cred că, undeva la 90 ani. O familie din Aras urma să se mute în America. Când se mutau ăștia în America, vindeau tot ieftin. Știți? <laughs> și au vândut niște biciclete. Noi am auzit că tata cu mama tău vorbeau ceva de biciclete, dar n-am făcut legătura și vă spun cu ce -ai imediat. Într-o zi ne pune mama în atelierul de croitorie al ei să facem curat. Nu știu câți dintre voi ați făcut curat într-un atelier de croitorie. După, nu, nu era aspirator ca și astăzi, Philips. Noi eram Philips. Nici boș nu era nimic. Când, deci merg cu măturat de 10 ori, ți se pare că au ieșit camele de nou la afară. Așa e, e, dezastru. Noi am făcut de mântuială, cum se spune. La final o vine mama, o ridicat covorul, s-a uitat. Au zis, de astăzi veți umbla pe jos câțiva ani. Zic, cum? Păi ce? am vrut să vă iau bicicletele de la familia aia care merge în America. Am vrut să vi le cumpăr și semnul a fost ăsta. Dacă faceți curat cum trebuie, vi le iau. Dar de ce nu m-ai spus de la început? Zic? Iubiții mei, să vă spun ceva. Am umblat câțiva ani pe jos, dar știu să fac curat astăzi. Problema e alta, că exact cum am făcut eu cu mama, acum fac pruncii cu mine. L-am trimis pe Ianis, sper să nu se uite live acum, l-am trimis pe Ianis al altii, iar de trei ori să măture bucătăria. Îmi venea să-l pedepsesc, că zic că nu-i mai, fac, nu mai dau nu știu ce, dar când m-am gândit, mă zic, bă, da, ce seamănă pe mine, mă. Hai să vedeți, și sper să mă audă băieții și tinerii astăzi, dacă vă bate joc de părinți, copiii voștri o să facă la fel cu voi. Dar cum, unde scrie în Biblie, frate Cristi? Obadia 1 cu 15. S-a ocupat Domnul de tăche. Obadia 1 cu 15. Cum ai făcut? Așa ți se va face. Problema e alta astăzi, că dacă eu îi spun la băiatul meu că nu mai, nu, mai, nu, mai, nu mai cumpăr bicicletă, dar nici nu mă nu interesează, că oricum mă duc în Mercedes, cu mașina mă duc, zece îl punează în colț la școală, știți că până noi ne punea într-un colț la școală. Păi el să zice cea mai special asta dacă îl pui în colț. Parcă nu mai e pe o pedeapsă. S-au schimbat vremurile. Domnul a rămas la, ce, la același. Iubiții mei, mă rog, Domnul să ne dea o, o, curăție de inimă și la școală, și la servici, și oriunde lucrăm. Cunosc cel puțin două cazuri de oameni în afară, au lucrat la renovări de case și în timp ce lucrau au găsit bani ascunși în perete. Nu știa proprietarul de ei. Unul la unul au rămas de la părinți, alții o cumpără acasă. Cel puțin două cazuri cunosc în care nu s-au atins de banii aceia. O mers, l-au sunat. Și ce îmi spune mie asta? Și vorbim de sute de mii de euro. Alții au găsit monede de aur. Cred că cineva spune acum asta, ei, de eram eu acolo. <laughs> nu mai lucram pe mine, pe economie, toată viața. Iubiții mei, aici se vede inima curată aici se vede inima curată. Când nu te vede nimeni, ce faci? Cum te comporți? Apoi curăție în relațiile cu cei din jur, dragii mei. În relațiile cu cei din jur. Doi împărat 10 cu 15. Plecând de acolo, a întâlnit pe Ionadab, fiul lui Recap care venea înaintea lui. L-a întrebat de sănătate și a zis, inima ta este tot așa de curată cum este inima mea față de a ta? Fetele, când vă căsătoriți, asta trebuie să le întrebați pe băiat. Nu dacă are BMW. Înțelegeți? Băieții, când vă căsătoriți, asta trebuie să o întrebați pe viitoarea soție. Îi din interes? Sau e sinceritate? I-am spus la un mare patron din România, și ce era patron mare, că tatăl lui era foarte bine financiară. O să scrie, vreau să mă însor. Avea vreo 18 pe 20 de ani. Zic, mă, ia o bicicletă, nu cumva să merg cu mașina asta, că o să stea la coadă după tine, zic. Ia-ți o bicicletă să le testezi bine, zic. atunci vezi cine e sincer. dacă merg cu Ferrari, până la mult să face coada. Și după trei luni vine următorul cu Ferrari mai nou și ce-o lăsa pe tine. Uitați-vă ce întrebare bună. Inima ta e curată? Dacă e curată, zice, dă mâna! Nu-i dă mâna până nu spune că e curată inima. Acum, de spus, poate să zică, se vede în comportamentul lui. uite te cum se comportă în jur. Iubiții mei, am o veste tristă, para stricată, strică și alte pere. Într-o zi la noi în cămară, am simțit un miros foarte ciudat. I-am zis soției, mă ocup eu. Mă ocup eu, zic că aici avem treabă cu un mouse, cu un șoarec. Cred că el l-a dus aici, am miros. M-am dus, i-am făcut bacon, am pus pe carton, am luat pastă din aia să-l prind, i-am pus seara, dimineața, m-am dus sigur că-i prins. Nimic. A zis soția, e să spun ceva, nu-i șoarec aici, aici e altceva, aici e ceva stricat, e cartof stricat. Femeile au un simț al mirosului, na? asta trebuie să recunoaștem. O măr s în labea cu cartofi, în spate era un cartof stricat, deja au început să strice și alții. Iubiții mei, și ce m-am întrebat? De ce 99 de cartofi buni nu vindică unul stricat? Dar unul stricat strică 99 buni. Așa de mare e puterea stricăciunii. De aceea te rog astăzi, fii atent la relațiile pe care le ai cu cei de lângă tine. Fii atent cu cine te împrietenești, fii atent care sunt oamenii cu care mănânci la masă. Dacă ai lângă tine cinci oameni care își bat joc de păstor, tu vei fi al șaselea care face asta. Dacă ai lângă tine cinci oameni care uh, nu se roagă, într-o zi nu o să te mai rogi nici tu, pentru că Pavel o zis ceva, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Și o inimă curată, care a fost într-o zi curată, se face așa de ușor murdar. Uitați, în, relaț în relație de, de familie vom transmite ceea ce avem în inimă. 2 Timotei 1 cu 5 îmi aduc aminte, Timotee de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine. O credință neprefăcută locuiește într-o inimă curată, întâi Timotei 1 cu 19. Și să păstrezi credința și un cuget? Da. Dacă ai o 100 de euro, mergi și lași afară în ploaie, o veni ploaia și te-a făcut praf. Banii se păstrează în pormoneu, hainele pe omeraj, mâncarea în frigider, ca să-și păstreze valoarea, proprietățile. Și Pavel spune, Timotee, vrei o credință cu impact? Păstrează-o într-un cuget curat. Eram undeva într-o tabără la niște tineri, trebuia să slujesc și -o am mers până la bucătărie la suror și am zis, vă rog frumos, faceți ce țin cel mai bun burger din lume, care -o știți face. Mi-au făcut un hamburger, ex, îmi vine să mănânc. Dar am zis, nu îl mănânc pentru că vreau să-l arăt la tineri ceva. Și am zis, dați-mi o farfurie curată. Am pus burgerul în farfurie și apoi am zis, dați-mi o farfurie murdară de la ultima masă de la care au mâncat tinerii. Să uită la mine, o zic, că are probleme asta. Un farfurie murdară din care au mâncat alții. Păi aia, aia se spală. Zic, dați-mi o Izeu, că am ceva să le arăt. M-am dus în fața tinerilor cu burgerul și cu farfuria curată și am zis, vrea careva. Toți. Am luat burgerul, atenție, nu l-am murdărit. N-am stat să expire, am luat mâncarea și am pus-o în farfuria murdară și am zis, cine vrea să mănânce? Nimeni. Dar de ce? iubiți mei, haideți să fim foarte atenți la explicația asta. Mâncarea curată nu curățește vasul murdar. Vasul murdar compromite mâncarea curată. Vedeți, Domnul ne dă o predică, ne dă o cântare, ne dă un vis de noapte, ne dă o prorocie, face o milostenie, face o dărnicie. Vă place oamenii care vor ajuta cum ați 10, așa cum vă scot ochii? Așa e că iubiți tare. <laughs> Vedeți că ei au făcut un gest bun, dar pentru că inima nu-i curată, așa cum ați scoate ochii. Da Tașcă că din cauza mea ești unde ești. E simțul ultimul om. Gestul lui a fost bun, faptul lui a fost bună, inima nu a fost curată. Și pentru aia toată faptul lui e compromisă. I-am spus la un pastor recent, ai grijă, zic, că cele mai scumpe daruri în viață le primești gratis. Toată viața plătești pentru aia, după ce, Toată viața. Și îți vine acum să zici, mă, uite, îți dau înapoi. Cunosc pe cineva o dată înapoi tot. O mărți la bancă și o dată înapoi tot, numai să scape de, 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 vorbele lui ăla. Problema e că o scăpa de bani, dar nu scăpa de vorbe. Iubiții mei, dacă Cristi Boriu primește o predică de la Domnul și inima mea nu-i curată, și eu trag pe la alții, și min, și bârfez, și fac prostii, așa e cum să zic oamenii, bă, chiar dacă minte, dar predică extraordinar, mă. Nu! O să zic altceva! O să zic că lasă că numai predică ai de el! De ce? s nu-i faină predica? s nu-i bună? E bună predica. Farfuria, e murdară. Doamne, dă-ne la toți astăzi o inimă curată. Iubiți-mă, haideți să mergem la ultima parte a mesajului în această seară. Ce câștigă omul cu inimă curată? Pentru că, vedeți dumneavoastră, mesajul acesta, eu îl consider unul din cele mai importante din Biblie. Nu-i doar un mesaj pentru o zi, pentru o lună, e o, e o luptă de o viață. Ce câștigă oare? Chiar merită? În primul rând, omul cu inima curată câștigă mântuirea. Ieremia 4 cu 14. Curățește-ți inima de rău, Ierusalime, ca să fii mântuit. Mântuit. Luca 3 cu 17. Haideți să vedeți cum se face selecția finală. Luca 3 cu 17. Acela are lopata în mână, își va curăți aria cu desăvârșire și își va strânge grâul în grânar. Iar pleava, o va într-un loc, într-un foc care nu se stinge. Vedeți, cei curați asemănați cu greu, cei murdare asemănăți cu pleava. Pleava și paele se aruncă. O soră din România, mai în vârstă, au plecat într-o zi la mărturisire la fratele pastor și soțul zis, poți să vin și eu cu tine. Ea un pic jenat, o zis, măi, e soțul meu. Sunt niște lucruri care tu nu le știi, dar dacă tot vrei, vină. Ea s-a mărturisit la păstor, soțul ei a auzit-o, ea a primit eliberare, pace, după ani de zile de cărat niște lucruri în spate, ea a primit pace și eliberare. Soțul din ziua aceea nu a mai putut să suporte. Și nu a fost vorba de păcate grave. O intrat efectiv o neiertare, o ură în el. O murit la un moment dat și soțul și soția. Unul din copiii lor avea o rugăciune pe care o mai repeta din când în când. Doamne, du-mă și pe mine în locul unde o pleca părinții mei, părinți credincioși, care s-au luptat până la finalul vieții. Într-un vis de noapte aud o voce. Era vocea tatălui lui. Copile, nu te mai ruga așa, roagă-te unde e mama, du -mă și pe mine, Doamne. Pentru că eu, din cauza că n-am putut să o iert și am murit neîmpăcat și în ură, nu sunt acolo unde ea. Ea așteaptă răsplătirea, eu aștept judecata. Eu am o întrebare. Merită pentru o neiertare să pierdem mântuirea? Sau mântuirea noastră se depinde de o judecată, de o muchie de cuțit? Nu, nu. Cineva a zis, decât să-l iert pe ăsta, mai bine nu iau cina. Eu zic altceva. Decât să, să nu iau cina, mai bine îl iert. Iubiții mei, în al doilea rând, omul cu inima curată întotdeauna are o rodire binecuvântată. Luca 8 cu Sămânța care a căzut pe pământ bun sunt aceia care, după ce au auzit cuvântul, îl țin într-o inimă bună și. Ce am spus mai înainte? Ai primit o mâncare bună la biserică într-o zi? Ține-o ține într-o inimă curată. Pentru că în momentul când ții într-o inimă curată, acea roadă va fi făcută în răbdare și va fi de folos și pentru alții. De exemplu, dragostea care o adă vine dintr-o inimă curată. Întâi Timotei 1 cu 5. Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată. Și știți și alte roade, dragostea, bucuria, pacea. Mă gândesc la pace acum. Am fost la o familie cu 12 copii, am slujit la biserică și apoi am mers la masă. Și la masă n-am putut să mănânc nimic, că era un miros atât de urât de animale, intrase în bucătărie aceea și n-am servit nimic, dar nici n-am spus motivul, că am zis, mă, să nu rănesc pe nimeni, să nu se supere. Familia a observat, la final când am plecat, fratele s-au apropiat de mine și au de ce n-ai mâncat? Acum între noi doi. Zic, n-ați văzut cum mirosea porci în bucătărie? Zic, n-am putut să mănânc, iertați-mă. Să uitați la mine și Christi, mirosul ăla de porci nu venea de la noi. În spatele bucătăriei noastre e vecinul, E casă în casă, e curte în curte. Potrivit legii, vecinul nu are voie să -ți țină acolo cocina de porci. Aș putea băga în tribunal la orice oră să-i omut în spate. Frate Cristi, eu de 30 și ceva de ani îl rap, și de tu ești păstor și nu ai putut două ore. Dacă îmi dădea o palmă, cred că mă simțeam mai bine. Așa parcă, dar m-a spus un adevăr că trebuie să mă pocăiesc. Și am stat și m-am gândit, mă, dar zis, dar de ce îl suportați atâta timp? O să-ți că este conducătorul bisericii. Păstorul vine din altă parte. Îți conducătorul bisericii, dacă eu îl bag în tribunal mâine, spune-mi, te rog, de câte ori mai pot să-l chem la evangelizare? Niciodată. M-am dus în mașină și am zis, Doamne, am nevoie mult de pocăință. Mult. Un om rab de 30 și ceva de ani și mănâncă pireu cu miros de porci și sarmale cu miros de porci numai ca să nu-și păteze mărturia? Vă întreb, de unde vine roada asta a lui? Dintr-o inimă? Păi dacă era un mincin. Dumnezeu nu doar să ne facă să, ascult, să auzim, ci să-și să ascultăm, să luăm decizii noi și el să ne primească rugăciunea mea. Ne rugăm împreună.